dacă statul american ar ajuta pe cineva, ar fi generalul Ciuca. Nicolae Ciuca, generalul Ciuca, e unul din cei mai respectați generali când era ministru de apărare în România și eu eram ambasador. Era unul din cel mai respectați din toată Europa și în America. Toată lumea avea încredere în el, un om foarte serios și mulți îi ascultau sfaturile lui de strategie, ce să facă și să înțelegea foarte, foarte bine deci cu America și așa că dacă guvernul și așa că dacă guvernul sau americanii ce, nu știu ce înseamnă asta la guvern s-ar vârâ să ajute pe cineva în România care nu cred că o să n-am văzut să facă așa ceva, dar n-aș vedea să se facă pentru Joana dacă ar face sau pentru Ciolacu sau Ciolacu ar face pentru Ciucă, care e știut și respectat la un nivel foarte, foarte mare în America și în Europa.